Bună Balanță și bine ai venit la citirea ta pentru săptămâna 7-13 martie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din zodia Balanță, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul balanței, iar dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante pe balanță, sunteți bineveniți la această citire. Dragilor, este o citire generală în care voi analiza relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind, iar dacă citirea vi se potrivește, vă aștept cu drag la partea a doua, la partea bonus. Din comunitatea acestui canal, calitatea de membru vă asigură acces la zeci de filmări în urma unei donații simbolice. Toate filmările pentru toate zodiile, și pentru martie, și pentru anul 2022. A sărit și o carte. Hai să vedem, dragilor, ce se întâmplă aici. Situația 10 de băte. Ce gândiți voi? 3 de monede. Ce simțiți voi? Eremitul. La baza manifestărilor voastre, regele de băte. În exterior deja a sărit o carte și este optul de spade. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți nouă de spade? Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți 10 de monede? interesant. Energia generală îndrăgostiți, dragi balanțe, nici nu putea să fie altfel. O săptămână în care casa relațiilor, casa iubirii, a proiectelor este foarte activă la voi, știți, dar și casa vindecării. Să știți că e un moment în care puteți să comunicați foarte mult cu ceilalți și puteți să rezolvați sau să vindecați diferite situații în care sunteți Poți ține de zona locului de muncă, poți ține de iubirea voastră, de proiectele pe care le aveți Și asta este foarte, foarte bine Asta așa din punct de vedere astrologic Îndrăgostiți ca și energie generală Aici văd că aveți de făcut o alegere Ați fost provocați și încă sunteți provocați um. De o situație anume, unii posibil chiar să fiți foarte determinați în această săptămână să vă oficializați o relație. Sunteți foarte determinați aici să ajungeți la un câștig. Poate chiar e ceva care poate avea legătură cu o mutare, cu o schimbare, cu un drum și văd o alegere foarte importantă pe care o aveți de făcut. Iarăși, poate fi o săptămână cu multă pasiune pentru cei mai mulți dintre voi, și de o provocare care apare în relația voastră, în general vorbind. 10 de bâte dintre voi și ceilalți este o săptămână aglomerată în care aveți multe lucruri de făcut. Această decizie este destul de apăsătoare pentru cei mai mulți dintre voi. posibil ca cineva, să, sau mai bine spus universul, că nu cred că e vorba de o persoană, se întâmplă un anumit eveniment ori în viața voastră, ori în viața unei anumite persoane, dragi vouă, care pur și simplu pune foarte mare presiune în relația voastră sau în relațiile voastre în general vorbind. Și aici e nevoie să luați o decizie, dragi balanțe. O decizie foarte importantă asupra cărei văd că momentan stați și așteptați. Poate ați evitat să luați o decizie și acum, în sfârșit, Universul vă pune într-o situație în care trebuie să alegeți cu sau fără voia voastră. Ce gândiți voi? Aveți treiul de monete văd aici. Poate prietenii au un rol important în această săptămână. Ceilalți văd că vin la voi, vă cer sfaturi, vă cer îndrumări. Aveți de colaborat cu o echipă mai mică, eu știu, cu un grup de oameni. Alții e ca și cum învățați ceva în această săptămână și nu m-ar mira să fie așa. Poate fi ceva care ține de zona locului de muncă sau de starea voastră de sănătate. E ca și cum căutați răspunsuri undeva într-o sferă mult mai înaltă. Ce simțiți voi? Eremitul, a doua arcană majoră de la voi din citire și ăsta este Saturn, Cronos în tarotul mitologic. Știu că în alt tarot e fecioara, dar în tarotul ăsta sunt diferite energiile. Pentru că este un tarot care are și corespondențe astrologice, de asta vă spun. Și este gândit în așa fel. Bun, aici e ca și cum sunteți așa mai singuri, mai retrași, unii e posibil să fiți pe post de profesor, pe post de ghid pentru o persoană foarte apropiată vouă care are o presiune psihică foarte mare pe cap. Alții e ca și cum vă retrageți, parcă nu comunicați foarte mult, parcă e o săptămână în care vreți să stați mult mai mult în propria carapace, dar pentru alții să știți că e un moment în care aveți de luat decizii foarte importante care țin de casa voastră, de familia voastră. Vă văd foarte înțelepți în această săptămână, sau posibil să aveți în inimă o persoană care are legătură cu studiile care are legătură cu. Cu ceva vechi, iarăși pentru alții e ca și cum. Aveți parte de o persoană foarte înțeleaptă, foarte sigură pe ea e o persoană care știe ce vrea și care v-ar putea uh, îndruma cine știe. Dar poate e bine să vă ascultați experiența voastră de viață pe care o aveți din punct de vedere personal într-o anumită situație și să luați o decizie matură. La baza manifestărilor voastre aveți un rege de bâte, voi aveți de negocia ceva în această săptămână, aveți de lămurit o situație. Parcă e un moment în care aveți și voi chef să vă distrați, să vă simțiți bine, nu uitați că această casă a cincea este destul de aspectată, este și Venus acolo, mama voastră, este și Marte acolo și e și Saturn pe lângă asta. Și atunci e și este și Mercur până pe 10 martie, deci este foarte, foarte activ acest domeniu de iubire pentru voi, de creativitate, Parcă aveți un chef nebun să vă distrați, să reacționați altfel. Dar posibil de acolo Saturn, știu eu, să vă limiteze din acest punct de vedere și să vă ofere niște lecții importante. Mai ales când vine vorba de a nu aștepta foarte, foarte mult și să știți că aceste planete de acolo pur și simplu cer de la voi mai multă seriozitate, mai multă asumare. Și dacă o să înțelegeți acest aspect, cu siguranță lucrurile sunt bune. În exterior aveți un 8 de spade, este cineva aici care se află într-un blocaj, e ca și cum toată lumea este cu gura pe el sau pe ea este o persoană destul de înfricoșată, să spun așa că e ca și cum e în acest blocaj și nu prea poate să iasă de acolo, poate chiar faptul că ă, voi tot încercați aici să negociați, voi tot încercați să acționați posibil acest aspect să nu convină cuiva anume. Dacă sunteți femeie, atunci e vorba de un bărbat aici care e ca și cum ori vă tot duce cu zăhărelul și atunci e posibil să nu vă combină. Dacă sunteți bărbat uh, și tot ați tras așa de o situație, să știți că în această săptămână cam lucrurile se blochează, adică sunteți puși în fața faptului împlinit. Și asta e bine pentru că vă eliberați. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți nouă de spade? Aici e o persoană foarte stresată. O poate fi o persoană din familie sau o persoană apropiată vouă. Faptul că voi tot stați aici analizați lucrurile, sunteți ușor retrași. Posibil să creeze o anumită tensiune în familie sau uh, în inima persoanei foarte apropiate vouă. Este cineva care este foarte stresat sau foarte stresat atunci când vine vorba de o casă, când vine vorba de familie, când vine vorba de un blocaj în care se află. Ce gândește cealaltă persoană, sau ce gândesc ceilalți 10 de monede, dragi balanțe? Aici să știți că este cineva care pur și simplu parcă ar vrea ceva stabil cu voi. Posibil să vă vină niște bani pentru unii, pentru alții e vorba de cineva care este foarte intens gânditor sau gânditoare la o casă, la o familie, la o stabilitate. Cineva pur și simplu vede în voi o salvare, vedem voi o stabilitate, dragi balanțe și totul depinde de modul în care voi reacționați, v-am spus. Posibil să se petreacă tot felul de lucruri din care să aveți foarte multe de învățat, mai ales pe zona voastră personală și vă spun și vouă că asta este, aveți această casa a cincea foarte intensă, aspectată și atunci e normal să fie așa. Spre finalul săptămânii poate se mai detensionează lucrurile și poate vă concentrați mai mult pe munca voastră, pe a vindeca ceva, pe a repara ceva. Hai să vedem și o carte oracol pentru voi. Geniul dumnezeesc. Wow! Deci aveți idei bune. Venus acolo învărsător, posibil să vă facă mai clari, mai altfel. Numărul 4, 3, 7, 43, numere foarte importante pentru voi în această săptămână, după care e bine să vă ghidați, să vă orientați. Și de asemenea, văd că această culoare mov este foarte importantă pentru voi. Arhanghelul Metatron, cel care stă lângă tronul Domnului, cel care guvernează toate științele acestea ezoterice, vă transmite un dar și vă spune așa: Manifest geniul divin în lume îți ofer accesul la înțelepciunea divină și la atotputernicia Dumnezeiască. Locul meu este lângă tronul gloriei Dumnezeiești. Mediez toate rugăciunile tale în fața Lui Dumnezeu. Deci e o săptămână în care dacă cereți ajutorul divinității, o să vă vină niște idei absolut geniale și lucrurile se pot rezolva ca prin minune. Și poate e bine să apelați la înțelepciunea voastră. Vedeți, în inimă aveți eremitul care înseamnă înțelepciune printre altele. Deci aveți înțelepciunea necesară, dragi balanțe, să luați cea mai bună decizie. În continuare, eu voi da extensii cu acest tarot pentru fiecare carte de aici. Dacă vreți mai multe detalii, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal, în urma unei donații simbolice. Și apoi aveți acces la 10 de filmări, la extensiile pentru luna martie, pentru fiecare săptămână și pentru anul 2022, absolut pentru toate citirile care sunt acolo, voi aveți acces. Eu vă îmbrățișez cu drag, să aveți o săptămână binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.